o să încerc să corectez lucruri pe care mi-au fost observate la prezentarea de acum 2 săptămâni. Să vorbesc mai tare. Sper că m-auziți toți în spate acolo, da? Perfect. Ok. Voi vorbi despre relațiile de cuplu, tot gândindu-mă la titlu, mi-am dat seama că nu mai îmi place, așa sună relații de cuplu, nu mai îmi place cum sună. Și vă spun că voi vorbi despre dragoste și despre cum am descoperit eu dragostea. Mi se pare mai personal. Eu cred că oamenii sunt conduși de nevoile lor. Că știu care sunt nevoile sau dacă nu știu care sunt nevoile, ei oricum sunt conduși de aceste nevoi. Nevoi cum ar fi nevoia de dragoste, nevoia de intimitate, nevoia de împărtășire a unor lucruri. Și eu îmi imaginez oamenii ca niște bule energetice care se plimbă așa prin spațiu și care se atrag sau se resping. Tuturor ni s-a întâmplat să vorbim cu cineva și să nu vrem să mai vorbim încă o dată cu el sau să vorbim cu cineva și să ne dăm seama că lucrurile funcționează, că mai vrem, că ne face plăcere fără să avem neapărat un motiv pentru care facem asta. Și așa mi s-a întâmplat și mie acum. De fapt, mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar în principal, relația despre care vreau să vorbesc a început acum 12 ani. Cu siguranță soția mea mă va corecta și va spune 13 sau 11, dar aproximez. Și ne-am plăcut și dintr-o dată lucrurile au început să funcționeze. Am început să petrecem timp împreună și chiar țin minte că la câțiva ani după, cam 4-5 ani, ne întrebam dacă noi chiar nu am avut nimic așa unul împotriva celălalt, n-am avut nicio ceartă și eram uimiți că nu. Oamenii însă se schimbă și aceste nevoi se schimbă și ele. Unele se saturează, altele apar noi și mi s-a întâmplat într-o dimineață să mă scol lângă soția mea în pat și să-mi dau seama că nu știam lângă cine sunt. Să-mi dau seama că simțeam un străin lângă mine. Și primul meu gând a fost ce trebuie să facă ea ca eu să o pot iubi din nou. Pentru că am disponibilitatea să iubesc, dar nu mai e acolo. Sentimentul s-a dus. Nu mai e, pur și simplu. Și amândoi am avut disponibilitatea de a crea spațiul în care ne căutăm fericirea, fiind pregătiți, să zic, de varianta în care ne putem găsi fericirea fiecare în altă parte. Și acest spațiu mi-a dat ce aveam nevoie. Aveam nevoie să mă simt liber, aveam nevoie să caut, aveam nevoie de timp. Și aceste lucruri le-am găsit. Țin minte că în acea perioadă am citit o carte, cum n-aș fi citit eu până atunci, acele cărți mai micuțe care mai le citești în metrou. Era o carte, Arta de a iubi, de Miguel Ruiz. Și, printre altele, în acea carte este o mică poveste. Poveste despre un om care nu credea în iubire și care mergea prin lume și, mă rog, milita, explica, convingea lumea că dragostea nu există. Dragostea este ceva trecător, dragostea adevărată, ea nu este. Și odată mergea printr-un parc, a găsit o femeie pe bancă care plângea, a întrebat-o de ce și i-a spus pentru că dragostea nu există. El, uimit că nu trebuie să mai convingă lumea de asta, a început să vorbească cu această femeie, să-și dea seama că gândesc la fel. Dacă mă întorc puțin la nevoi, poate că au aceleași nevoi, de fapt. Au început o relație în care lucrurile funcționau, în care totul mergea bine, se simțeau liberi amândoi. Mă uitam la relația mea în timp ce citeam și am, băi, asta scrie despre mine, incredibil. Și la un moment dat, punctul culminant al povestii, sunt ei doi, seara se uitau pe cer, stele, una din stele la care se uita el strălucește din ce în ce mai tare, se apropie de el, vine și se așează în palmă. Este simbolul dragostei lui pentru ea. Și el, bucuros, îi face ei cadou această stea. Ea, speriată de frumusețea stelei,
în momentul în care o primește, o scapă pe jos și steaua se sparge. Și uite, așa se destramă vraja și dispare singura dragoste adevărată din povestea respectivă. E bine că la finalul povestei există și o explicație, că după ce am citit, am zis, aha, am priceput, dar nu știu exact. Și explicația este următoarea. În momentul în care el îi dă steaua, este momentul în care el o face pe ea responsabilă de dragostea lui pentru ea. Și este momentul în care vraja dispare. Și este momentul în care eu mi-am dat seama că așteptam ca soția mea, Oltea, să se schimbe, să facă ceva ca eu să o pot iubi. Este, nu, cui nu i s-a întâmplat să spună că, băi, îl iubesc pe X sau pe Y, care chestia aia face lucrurile alea frumos. Și a fost momentul în care mi-am dat seama că eu, de fapt, aveam în spatele meu o listă de lucruri pe care le vroiam de la ea, pe care le bifasem în timp și care în timp tot așa le debifasem, că probabil se transformase, mă transformasem, vroiam altele. Și lucrurile nu s-au întâmplat așa, adică în momentul în care am conștientizat lucrul ăsta, n-a fost și momentul în care am zis, ah, te iubesc, gata. Nu, a fost momentul în care mi-am dat seama că dragostea este sentimentul meu și dragostea este, îți dă putere. Pentru că poți să îi dai cuiva, poți să alegi dacă îi dai cuiva dragoste sau nu. Este pur și simplu alegerea ta. Și după ceva vreme, am găsit această disponibilitate. Și am cerut-o în căsătorie. Eram deja căsătorit, dar am cerut-o în căsătorie din nou. Și mi-am dat seama că a fost altă cerere în căsătorie. N-am mai fost o cerere în căsătorie pentru că e în cazul după atâția ani să te căsătorești pentru că bunicii, părinții trebuie să fie, să vadă evenimentul. Era o altă listă enormă. Și am cerut-o în căsătorie fără să-i promit că o iubesc pentru totdeauna. Am cerut-o în căsătorie pentru simplu fapt că în momentul ăsta o iubesc. Și asta a fost singurul lucru pe care am spus. Și este ceva ce aleg în fiecare zi și mai este ceva care nu funcționează tot timpul și este uman să nu funcționeze tot timpul. Și este uman să nu mă simt vinovat dacă nu pot să am disponibilitate pentru ea acum. Dar este extraordinar în momentul în care pot. Și pentru că am ajuns la finalul prezentării și aș vrea să plecați cu două întrebări de aici. Prima este, aș vrea să vă întrebați dacă sunteți dispuși să acceptați o persoană exact așa cum este ea, cu bune și cu rele, fără să vreți să o schimbați. Iar a doua întrebare este dacă aveți dorința de a fi acceptați voi exact așa cum sunteți, fără să trebuiască să vă schimbați cu nimic, să fiți iubiți exact așa. Și vă mulțumesc foarte mult!